Mitică, aveți ceva de spus? Da. Bine. Slăvit să fie Domnul! Amin. Am vrut să reamintesc lucrarea cu ciurul. Sunt niște directive omenești care par esențiale. Domnul nu pune ciurul, pentru că El privește ce este în inimă. Și-a zis Domnul, să nu punem motivele noastre, părerile noastre și hotărârile noastre, ci să intrăm în rânduiala lui Dumnezeu, care e dreaptă. Un alt lucru spune așa, pentru România se apropie un ceas al încercării și Domnul va dovedi ceea ce este în fiecare inimă. Dar Dumnezeu cerea să mijlocim, să îndepărteze potirul cu care vrăjmașul vrea să aducă o stare de amețeală și să apară confuzii și unul să se privească pe altul diferit de realitate. Și a spus Dumnezeu așa, rugați-vă să opresc planul vrăjmașului și hotărârea pe care vrea să o pune asupra bisericii, Domnul să îndepărteze și mai mult, a zis Dumnezeu așa, dacă am zis ucenicilor să rămână să capete putere și voi aveți nevoie, cereți-o. Zic, Domnul să vă ajute și pe voi și pe mine. Amin. 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 Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să citesc un anunț aici. Butnaru Ștefania, sora Butnaru Ștefania, de 62, sora de trup a fratelui Marcel Butnaru, a fost chemată la Domnul acasă, privechi și în mormântarea la biserica din Hilișeu Crișan, ne anunță fratele Fănică Maftei. Deci vom lua legătura cu familia și vă vom anunța mai concret cum vom putea ajuta familia Butnaru din partea Bisericii Betel. Mulțumim fraților de la administrativ care au organizat lucrarea aceasta în așa mod încât ne-am bucurat. Domnul să-i binecuvinteze. Frații din corul Bucovina, invitații, vor merge la localul Imperia, acolo s-a pregătit ceva și pentru dumneavoastră o gustare. Domnul să vă binecuvinteze. Am vrea să ne despărțim, să dăm mâna unul cu celălalt, rostind binecuvântări, cu pacea Domnului Iisus, să mergem la casele noastre și Dumnezeu să fie cu noi toți. Amin.